Auto Bergamo Deva a debutat cu dreptul în Cupa României. În jocul disputat la faza a doua a competiției, Auto Bergamo Deva a învins și descalificat, scor 7-5, la pauză 5-2, pe CSMS Iași. În fața aproximativ 800 de spectatori, Auto Bergamo Deva a condus ostilitățile atât pe parchet cât și pe tabela de marcaj, unde a fost în avantaj în permanență. Golurile învingătorilor au fost marcate de Macingo, Cristi Matei, Adi Moț, Lucian Popescu și Florin Matei de 3 ori. A fost al treilea joc în actualul sezon dintre CSMS Iași și Auto Bergamo Deva, care s-a impus și în cele două jocuri din campionatul Ligii 1, scor 7-3 în tur, respectiv 7-4 în retur. Alte rezultate înregistrate în faza secundă a Cupei României la futsal au fost Infopres Odorheiul Secuiesc United Galați, scor 1-3. United Clinceni FK Odorheiul Secuiesc 5-13. Sipcom Sfântul Gheorghe Progresul Focșani 6-2. Dunărea Călăraș KSE Târgu Secuiesc 3-1. Sitias 2 Târgu Mureș Inter Gheorgheni 7-4 și Sportis Târgoviște Clujana Cluj-Napoca 12-0. Deținătoarea trofeului Sitias Târgu Mureș este calificată direct în sferturile de finală ale Cupei României, etapă care se va disputa luna viitoare.